După o lungă așteptare, ambuliftul a ajuns la Iași. Aeroportul Iași este deocamdată singurul care deține un astfel de lift pentru persoanele cu dificultăți motorii. Echipamentul este unic din mai multe puncte de vedere, unul fiind sistemul de propulsie electric. În plus, timpul de transport de la terminal până la avion reprezintă doar 30% din durata de timp pentru un ambulift clasic. Pasagerii cu dizabilități sau cei în vârstă văd acest lift ca pe o binecuvântare. Este foarte util pentru persoanele cu dizabilități. O asemenea, este destul de greu și nu se poate explica, nu știu cum să vă spun. Este destul de greu atunci când nu te poți transporta singur. Și înainte o făceai, acum nu. Persoanele care necesită ajutor atunci când trebuie să se deplaseze undeva își doresc ca în fiecare aeroport din lume să existe un astfel de ambulift pentru a nu le împiedica călătoriile cu aceste neplăceri. Ajută foarte mult pentru transport. Ar trebui toate aeroporturile, nu și altele, toate ar trebui să aibă așa ceva în aeroport pentru a ajuta persoanele cu dizabilități. Ambuliftul este singurul din țară și are o capacitate de 5 cărucioare sau 2 tărci. Timpul de la terminal la îmbarcare a scăzut și acesta extrem de mult. Ambuliftul se poate ridica la o înălțime de 5,7 metri. Echipamentul care l-ați văzut este un ambulift. Propulsia este electrică și este primul din România, adus în urmă cu câteva zile, instalat și cu personalul autorizat în urma unei instruiri. Reprezintă 30% din timpul ambulifturilor clasice. Are o capacitate de până la 5 scaune cu rotile și 4 scaune rabatabile pentru persoanele care însoțesc persoanele cu mobilitate redusă, îmbarcate. Alternativ, în locul acestei echipări poate acomoda până la 2 tărci. În fiecare zi, aproximativ 20 de persoane cu dizabilități trebuie să călătorească cu avionul de la aeroportul din Iași. Uneori sunt și câte 6-7 persoane cu dizabilități într-un avion. O mare nevoie să avem un astfel de echipament utilaj la aeroportul Iași. Ambuliftul este o premieră pentru aeroportul nostru. Este cel mai modern ambulift din România. Este 100% electric și ne bucurăm că a venit mai repede decât era prevăzut în contract. 3 zile am avut pline pentru angajații noștri care au făcut instruirea. Astăzi am făcut o demonstrație și instruire direct pe aeronavă. Lucrurile au mers foarte bine și urmează etapa de certificare a serviciului. În medie sunt cam, depinde acum și de zile, dar în medie undeva la 20 de pasageri. Sunt avioane care au și 6-7 pasageri cu mobilitate redusă, care au nevoie de asistență specială la îmbarcare și debarcare. Este super specializat echipamentul, este de ultimă generație, este foarte greu sau practic imposibil să comiți o eroare, fiind dotat cu foarte mult senzor, foarte multe camere de luat vederi și un sistem performant de ghidaj pentru apropierea de aeronavă. Pentru cei mai puțin norocoși care au nevoie de un astfel de ambulift, este cu adevărat o minune. Unele dintre aceste persoane revin în țară după mai mulți ani și cu siguranță va fi o mare bucurie pentru acestea.